În spatele meu avem căminul cultural din localitatea German. După cum vedeți, acoperișul este într-o stare avansată de degradare, iar tabla de pe acoperiș stă să cadă din clipă în clipă. Căminul cultural din localitatea German, sat aparținător comunei Jaume Mare, arată ca după un bombardament. Tabla de pe acoperișul căminului stă să cadă din clipă în clipă. Ne-am întâlnit cu doi muncitori de la primăria Jaume Mare, care recunosc și ei că atât s-a putut. Când o să fie zugrăvit, o să arate mai bine. Deocamdată, atât s-a putut. Așteaptă o renovare. De cât timp? Nu pot să vă dau detalii. Știu că a fost o comisie ca să evalueze costurile sau probabil... Da, cum l-ați descrie? În ce sens? Cum arată? Ar putea arăta și mai bine. Uitați, este un pericol, acea tablă care stă să pice, este un pericol pentru toată lumea. O să se rezolve, sperăm. Și noi am sperat că îl vom găsi pe primarul comunei Jaume Mare, Petre Gagea, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Am vorbit cu viceprimarul comunei Jaume Mare, Lucian Ababei, despre situația căminului din German. Se vede că acolo, la căminul cultural, nu s-a mai investit de mult nimic. Ce se întâmplă? Ați crede dumneavoastră că nu s-a investit. Dacă căutăm la serviciul public de gospodărire, cel mai probabil găsim o factură de reparații pe anul trecut, de fapt nici nu cred că este un an, undeva în jur de 10 luni. Și acolo s-au făcut reparațiile, din păcate reparațiile s-au făcut de mântuială. În momentul acesta în care noi am fost, am văzut clar cum... Am ridicat și această problemă cu acoperișul, unii colegi din, repet, tot în ședințele Consiliu, unii colegi de la Partidul Național Liberal l-au motivat spunând că a fost vânt. Pare că tabla de acoperit este doar pentru vreme bună, nu și pentru intemperii, în concepția unora. Să știți că și bucăți din gresie au căzut. Da, am văzut. De asemenea, vă spun că cunosc foarte bine și am făcut tot ce îmi stă în putere ca să... Tot vântul le-au smuls și pe acelea? Au fost o fușăreală, mai degrabă decât o... Repet, lucru cu care nu am fost de acord. Primarul comunei Jaume Mare, Petre Gagea, nu a putut fi găsit nici până la momentul redactării acestui material.